Alo? Alo. De ce m-ai sunat? Este. Vezi că te aud în lag. Stai că optez live-ul. Era și la să înțeleg. Stai. Așa, tablou de bord numite sens, stai așa. Zi, care e problema? Care e problema ta? Vin juri. Când te-am înjurat? Stai că se mai poze. Să-mi indicați ne-am împăcat. A, da, stai, trebuie să închis și asta. Așa. Mai am ceva de închis? Nu cred. Ba, dar asta că nu mai postez niciun videoclip. Așa. Asta știi să vă... Ha? Ce? E groasă, rău, băieți. Deci fiți atenți. Cum se face să mă credeți că ăla e fake? În primul rând, vom scoate toate astea pentru că e videoclip. Așa, și în al doilea rând, vă dați seama că e fake prin faptul că am LF și ăsta e codul meu. Așa, da, sper că ne-am înțeles. O să pun o pauză, poate mai intervine ceva. Bun. Bun. Gata? Eu încă nu-mi dau seama ce ți-a scris ăla. Robert, uite un pic. Câte poze am. Da, m-am uitat. Dăm și mie să văd. Stai, nu știi că eu ce am zis. Eu nu am zis prea mult. Da. Robert, dă-mi-le și mie în privat. Poftim? După ți le dau și eu pe... Ți le-am dat în privat, dar mai bine partajează ecranul ăla, că am scris și eu... M-am și grăbit. Dar chiar m-ai enervat, băiatul. L-a luat și pe Matei. Da? Cred. Nu știu, că zice că moare de nervi. Hai, că-l iau, iar îl iau. A, nu. Stai, a primit kick. De ce a primit kick, Matei? Băi, șete. Îți dai seama din prima că nu sunt eu, pentru că uită-te la numele meu, ca ai să vezi că eu am un LF și el nu are.
Eu am acest LF. Nu știu cum ai putut să crezi că eu sunt ăla. I-am niște vorbe foarte frumoase. Este un copil distrus de societate. Ia că-mi scrie, hai să vedem. Am primit. Auzi? A zis de tine, Alex, că vei pierde foarte mult. Am înțeles. Bă, trebuie să descoperim neapărat cine e. A Instagramului? Hai că-l cunosc. Solo, solo.